Slavă Doamne, stimați amici, fața pe noastră, vă rog. Vreau să vă fericit pe toți cu prima zi de iarnă. Vreau să vă fericit pe toți cu această zi importantă este campionatul național de seniori, unde se va aprecia cei mai talentați de mergul sportiv, care vorbesc în prezentă în continuare de jocurile olimpice de la Tokyo în 2020. Federația de judo permanent a participat la Jocurile Olimpice. Am mai fost permanent mândri de sportivii noștri, precum este Victor Biru, Victor Norescu, Marcel Trudo, Nico Codoposu, și mulți, mulți alți sportivi cu care noi ne mândrim enorm de mult și cu antrenorii acestora. Vreau să duc mulțumire la toți antrenorii care depun efort zi de zi ca să ajungem pe arena internațională, arena mondială, unde se mereu se ridică drapelul de Republica și Moldova. Stimați sportivi, stimați colegi, vă felicit pe toți cu această competiție, vă doresc la tot succes, să învingă cei mai puternici. Trucea sport! Vă mulțumim, domnul președinte! Cuvântul să vă fie reșit direcției din sport, reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetări, domnului Pietru. Bună ziua, domnul ședinte Bănoaște, domnul ședinte Dolba, domnul ședinte Patolache, vreau să fiu un mesaj de salut din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, să aduc sincere felicitări Federației de Judo pentru organizarea campionatului Republicii Moldova, să urez mult succes sportivilor și să învingă cel mai bun. Succes! Vă mulțumim, domnul Pietru. Cuvântul de deschidere să ofere președintelui Comitetului Național Olimpic și Sport, domnului. Thank you.
stimați domnul președinte, domnul politic, stimați domnul stat, stimați cei de stat, eu vreau să fiu Europa, fici ca pe urmă. Vă fericit cu distingerea campionatului Republicii Moldova, ediția 2018. Acest campionat are drept scop selectarea votului Republicii Moldova, care va participa în pregătire și la campionatul conducerea